Cine a fost la Valea Verde, poate o să ne aducem aminte cumva, după de moment. Eu văd un deputat din vechi parlament, care permanent a fost alături de veterani, alături de popor. Domnul Volea, să-l aplaudăm! Eu dormi vreo două ori de asta așa pe mare și poate că dorm. Eu vreau să spun că în prezidențiale și în campania care s-a terminat acum de asta, fără dumneavoastră nu se întâmpla absolut nimic. Și efortul care ați făcut de asta și munca și eroismul care ați dat în asta dovadă este pur și simplu cea mai înaltă admirație. Așa că ne întâlnim la asta. Și Moldova are numai de câștigat de la astfel de cetățeni și astfel de patrioti. Care au dat indicații să fim maltratați, coaste rupte, mâini rupte, gazați, trăiți prin judecăți, să fie să răspundă fața legii. Nu, Sergiu! 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 Nu, Sergi